tot din saga conservatorilor care au luat-o razna, Niall Ferguson, l-am mai prezentat din cărțile lui, când încă mai avea un haz, nu știu, să citim din ăștia, nu era atât de evident oportunist un astfel de discurs, era mai mult exotic, acum nu mai e cazul. Oricum, și atunci, genul ăsta de gânditor, economiști, habar n-am cum să-i numesc, se prezintă tot timpul ca fiind, domnule, luptătorii din munți. Când ei, de fapt, sunt cu puterea tot timpul, sunt la facultățile importante, susținute de think tank-uri importante, de bani de la marile companii, plătiți să spună vechea mantră a banului mare, marelui capital, și anume că dacă faptul că nu te-ai integrat într-o piață a muncii nu mai vine a ta, faptul că stângiștii vor numai libertăți, dar nu vor responsabilități și toată bla-bla-ul ăsta. În cazul lui Ferguson, totuși s-a petrecut ceva, de-aia am adus o carte pe care am răsfoit-o, nu mai suport să citesc așa ceva. V-am adus totuși cartea ca să îl fac de râs pe el, pentru că e implicat în vreo 2-3 scandaluri încă de la începutul anului. Primul scandal a fost felul în care a prezentat public în câteva conferințe, dar într-una chiar a sărit calul, opera lui Keynes. Bineînțeles că nu e obligatoriu să fii de acord cu Keynes, poți să-l critici, poți să faci ce vrei tu, dar fiți atenți explicație. De ce ar fi emis Keynes, probabil cel mai mare gânditor și economist al secolului 20, de ce ar fi emis Keynes teoriile pe care le-a emis? Pentru că era gay și n-avea copii, a găsit domnul mare gânditor economist Niall Ferguson. Deci asta e explicația lui, că neavând copii, nu-i păsea de viitor, nu știu ce. Deci o critică de, nu știu, gâgă, cam asta e cuvântul, care a făcut ceva scandal în America, însă nu atât scandal și vârvă cum a făcut al doilea subiect, și anume că marele luptător pentru libertate de expresie, cum vă spuneam, sunt mulți din ăștia care consideră că, să zici, o prostie, o jignire la adresa cuiva e libertate de expresie. Deci domnul luptător Ferguson, ce a făcut el cu un student incomod din Stanford, de la universitatea unde predă? I-a pus pe alții să-l spioneze și să încerce să-l compromită. Și s-au publicat mail-urile. Unul a dat forward greșit la grupul în care era Ferguson și s-au publicat acele mail-uri în care proful, împreună cu alți studenți obedienți, îl compromită pe acest tip, care era un biet student cu idei care nu se potriveau cu cele ale lui Ferguson.